Vă salut! Venim cu vești bune. Astăzi o vom lua pe Amaia acasă și suntem foarte fericiți. Ce plece acasă? În sfârșit plecăm acasă. Am luat-o pe Amaia. Mai așteaptă seara și abia să vadă. De unde ai venit? De la muncă, direct. Eram la terasă acolo și am văzut mașina lui Tavi trecând și am sărit cu Val imediat, am închis magazinul și să-i prindem. Așa că... Voi ne-ați anunțat că vine Tavi. Da, Tavi, eu sunteam că nu eram eu, deci nici ce vorbeam. Zic, mă, dar tu ce, Tavi? Să vă trăiască! Mulțumim! Mulțumim frumos! Te iubesc, Camaia, și vreau să crești mare și frumoasă. Roșiu. Și prima impresie despre Amaia? Adică? Despre Amaia. Prima impresie, adică cum ți-a părut ea? Mi s-a părut foarte drăguță și foarte micuță. Așa? Și foarte frumoasă. Adică degeaba mai zic că de ce să crească frumos, că deja e frumoasă. Bravo. Și să fie și deșteaptă. Amaia, ce să zicem, ne bucurăm că ai venit, ai venit acasă și așteptăm să vedem cum crești și să ne înveselești. Toată prin surprindere, nu știu ce să zic, să mă gândesc. Amaia. Mă emoționez. Hai, până un alta zic eu, Amaia, binevenit acasă. Vei aștept să crești mare, că a venit rândul tău să mergi cu mine la MEC. Așa că așteaptă. Eu îți doresc. Nu. Sunt cringe. Stai că nu știu. Ia, mă filmează și revin după. Amaia, ne bucurăm mult de tot că ai venit acasă. Ne-am rugat mult pentru asta și mulțumim lui Dumnezeu că te-a adus acasă. Te iubim mult și Domnul să te binecuvinteze împreună cu părinții tăi și cu frățiorii tăi. Amaia, bine ai venit! Thank you.
micuțe. Îți place? Da. Îți place de ea? E noastră. Are lene. Are lene, mami, de mică. Vezi, e noastră, e surioara ta, mami. E surioara ta. Îți place seara de ea? Uite, ai și tu surioară mică de acum. E ta. Tu zici că e acum că te ziua, că a venit acasă. Îți place ideea? Da? Are mânuța mică. Dar e noastră de acum, gata, nu mai intru. Rămâne la noi acasă, acum, mereu. Care din zona? N-are niciuna. Gata. Asta e al doilea, e geamănul. Am ajuns. Și fiecare cu bebelușul lui.